Ce bine. Bună ziua, stimați colegi. Secția științei exacte și inginerești și nu doar se convocă astăzi într-o ședință cu totul și cu totul specială, într-o omagiere a academicianului Ion Bostan, care anume în această zi împlinește 75 de ani. Suntem bucuroși, suntem onorați de faptul că dumnealui a decis să sărbătorească această aniversare în incinta Academiei de Științe, în mod academic, vorbind despre rezultatele cercetării, despre calea pe care dumnealui a parcurs-o în cercetare, în activitatea managerială, în activitatea didactică. Vom începe această ședință oferindu-i cuvântul domnului academician Ion Tigineanu, președinte al Academiei de Științe. Distinși membri ai Academiei de Științe a Moldovei, distinși oameni de știință, de cultură, onorată asistență, bună ziua! Este ziua de 31 iulie, o zi deosebit pentru comunitatea științifică, fiindcă în această zi s-a născut academicianul Ion Bostan, o personalitate notorie a neamului nostru, un savant care este cunoscut nu numai în Republica Moldova, dar și departe de hotarele țării noastre. Vreau să menționez că în Academia de Științe noi am avut în decursul istoriei 210 de membri, inclusiv la cei 19 care au fost un an în urmă aleși. 210 membri, 105 membri titulari și 105 membri corespondenți, vedeți ce echilibru. Și actualmente avem 72 de membri activi, 36 academicieni și 36 membri corespondenți. Noi ținem un echilibru, aș vrea să accentuez că domnul academician Bostan este una din cele mai vizibile personalități, membru al Academiei de Științe a Moldovei, care s-a impus prin cercetări valoroase, în special cercetări importante pentru practică, dar și prin activitatea sa multilaterală, inclusiv în calitate de rector al Universității Tehnice a Moldovei. Am avut posibilitatea să conlucrez cot la cot. Probabil că ne-am cunoscut noi peste 30 de ani în urmă, e greu acum chiar să spui ziua și data, dar după ce a fost ales rector și am primit diploma de profesor universitar, atunci noi ne-am cunoscut. Mai apoi am avut ocazie chiar să lucrăm într-o echipă și în cadrul acelei conlucrări am promovat multe lucruri bune. Iată, era finele anilor 90, când se promova un proiect național, crearea rețelei informaționale pentru cercetare și educație. Finanțator
Deci, oficiul OTAN, noi îl mai cunoaștem ca NATO, și s-au dus două proiecte, un proiect de la Academie de Știință, alt proiect de la Universitate Tehnică, și atunci, având cu Departamentul Știință un proiect în domeniul nanotehnologiilor, ei m-au contactat și au spus, dar ar putea ei să conlucreze acolo în Chișinău și să ne trimită nu două proiecte sau trei, dar unul singur, ca să fie național. Și atunci l-am contactat pe ministrul Grimalski și practic într-o zi s-au înțeles, au semnat o scrisoare, ministrul Grimalski, rectorii de atunci, desigur și domnul Acănician Bostan, și decizia a fost luată pozitivă, așa s-a început finanțarea asociației RENAM cu multe proiecte care au fost și domnul academician a fost chiar în fruntea acelei mișcări atunci. Deci asta doar un exemplu ca să vă informez despre unele inițiative și nu numai inițiative, dar și proiecte de importanță națională care continuă în general până astăzi. Mai țin minte o vizită, eu aș spune așa, de unicat. Era anul 2004, chiar începutul anului și noi trebuia să întreprindem o vizită în Statele Unite și Canada. Am discutat, am planificat așa ca să plecăm și să nu evităm alegerile la Academie de Științe. Trebuia să fie ales președintele Academiei în 2004. Și indiferent de faptul că parcă am cântărit din toate punctele de vedere, după ce am plecat, s-a spus data alegerilor, mi se pare că 5 februarie, da, și noi eram plecați. Deci, și bine, alegerile astea e altă temă, dar iată, pe parcursul acelei vizite, eu m-am convins că domnul academician Bostan trăiește cu proiectele inginerești. Tot timpul vorbea despre diferite fenomene, despre diferite posibilități de a îmbunătăți acolo, și multe lucruri care au fost create la Universitatea Tehnică, eu vreau să spun că au fost inspirate pe parcursul acelei vizite și nu numai. Bine, eu vorbesc de o singură vizită, cu toate că au fost 2 săptămâni, adică noi am vizitat mai multe centre, universități, dar iată, domnul Căncean vedea ceva. E foarte interesant, foarte important, trebuie și la noi, la Universitate Tehnică să implementăm. Și pentru mine acum este clar de ce a apărut și muzeul în aer liber și multe lucruri la Universitate Tehnică și proiecte importante. Adică concluzia e că o personalitate care lucrează cu mare pasiune. Și atât cei care lucrează cu dăruire de sine și mare pasiune, mai degrabă sau mai târziu au succes. Deci, cazul academicianului Bostan este, așa eu aș spune, se evidențiază anume prin aceste calități ale dumnealui. Pe parcursul anilor am avut o colaborare strânsă cu domnul doctor Efim Badinter. A fost mulți ani în fruntea Institutului de Cercetări Elirii. Și iată, domnul regretatul director, doctor Efim Badinter, deci în discuții s-a exprimat cam în felul următor. Deci eu am avut unele momente când trebuia să rezolv probleme inginerești, pur inginerești. Și când nu
le puteam rezolva singur, mă adresam la domnul academician Bostan. Și at cuvintele dumnealui, el s-a exprimat așa. Spun, vorbea limba rusă, de ce, pe urmă, dacă trebuie, traduc. Academic Ion Bostan, inginer ad voga. Așa a spus regretatul academician, doctor Efim Badinter, pe care vreau să vă spun, l-am stimat foarte mult. Și ca om, dar și ca o persoană care a făcut multe pentru Republica Moldova, a fost în fruntea unui institut de elită. Institutul ăsta, nu știu dacă toți cunosc, Institutul Elirie, 80 de patente internaționale. A avut 80 de patente internaționale. Păcat că n-a fost susținut institutul ăsta, că putea să fie de elită încă 100 de ani. Dar bine. Onorată asistență, nu o să mă opresc asupra biografiei academicianului Bostan. Iată aici, doar într-un spațiu foarte așa restrâns. Da, dar dumneavoastră aveți, desigur că are toate distincțiile posibile și imposibile. Are, deci, stima și respectul multor personalități din țară și de peste hotare. Vreau să menționez că chiar aseară am avut telefoane și iată o să dau citire cu permisiunea dumneavoastră. Deci, i-a adresat un mesaj mie. Suntem onorați să vă transmitem cele mai bune gânduri și urări de bine din partea domnului președinte al Academiei de Științe Tehnice din România, profesor universitar, doctor Valeriu Jenescu. Și iată, aici este această felicitare, deja semnată. Pe planeta Pământ se nasc, trăiesc și sunt sărbătoriți pe toate meridianele milioane de oameni. Doar foarte puțini sunt sărbătoriți de comunitatea științifică din care fac parte, iar dintre aceștia sunt și mai puțini cei care au realizat străpungeri prin interfață dintre ceea ce este și ceea ce va deveni ulterior domeniul tehnic sau științific care îi consacră. Sunt mulți cei care au liste lungi de lucrări publicate, dar extrem de puțini se identifică cu o realizare care devine etichetă a lor. Din această categorie specială de oameni ai științelor tehnice, al căror nume se confundă cu unele realizări de seamă, face parte inginerul și profesorul universitar Ion Bostan, care a elaborat teorie, metodele de calcul și a realizat practic transmisiile precisionale. A publicat lucrări și cărți prin care a fundamentat acest capitol important al ingineriei mecanice. Desigur, că a fost onorat pentru toate realizările sale de către Academia de Științe a Moldovei, de diverse instituții care i-au acordat titluri științifice, distincții naționale și internaționale. Între acestea, voi sublinia titlul de membru de onoare al Academiei de Științe Tehnice din România. Dar pentru comunitatea științifică, pentru românii de pretutindeni, importante sunt realizările concrete ale domnului academician Ion Bostan. Azi, la împlinirea a 75 de ani, academicianul Ion Bostan poate privi cu satisfacție la rezultatele strădaniilor de viață pe tărâmul cercetării și realizărilor tehnice. Îi urez sănătate și putere de muncă pe frumosul, dar și dificilul drum al cunoașterii în științele ingineriești. La mulți ani! Desemnat de domnul profesor universitar, doctor inginer Valeriu Jinescu, președintele Academiei de Științe Tehnice din România. Desigur că noi, la ședința prezidiului, am analizat cu ce am putea veni în această zi deosebită pentru domnul academician Ion Bostan, pentru că toate distincțiile le are și atunci, deci, s-a luat decizia ca să venim cu o așa distincție mai specială și este vorba de
de o plachetă care se numește Excelență în cercetare și eu o să-i dau citirea. Plachetă, Excelență în cercetare, Academiei de Științe a Moldovei, se conferă domnului academician Ion Bostan, doctor habilitat, profesor universitar la Universitatea Tehnică a Moldovei, membru al secției științe exacte și ingineriești a Academiei de Științe a Moldovei, în semn de înaltă recunoștință pentru promovarea științei pe plan național și internațional, dezvoltarea managementului de calitate în cercetare științifică, formarea cadrelor științifice, realizări științifice valoroase în domeniul ingineriei, precum și cu prilejul aniversării a 75-a din ziua nașterii. Decizia, hotărârea Prezidiului Academiei Științe a Moldovei, numărul 118, din 9 iulie 2024. Domnul academician, vă rog să veniți în față. Domnul Cancian. Vedeți? O acțiune pe un acțiune de care să nu știți cum e elaborat. Da. Asta e pentru dumneavoastră, nu știu ce ne fac. Dacă aveți probleme cu unii, dar începeți să le retrageți pe unul. Trebuie să facem ce facem, mă fac, pentru noi. Domnul Cancian, mulți ani, sănătate! Eu vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule președinte, pentru frumoasele cuvinte. Pe plachetă au fost trecute doar unele realizări importante ale academicianului Ion Bostan și păcat că spațiul este limitat, că dacă era mai mare, încă se putea multe și multe de spus. Îi ofer cuvântul domnului profesor universitar, rector al Universității Tehnice, domnul Viorel Bostan. Domnule președinte, doamna vicepreședinte, distinsă Academie, dragi colegi, doamnelor și domnilor, astăzi urmează să vă vorbesc în câteva posturi. În postura de discipol, pentru că am învățat multe de la domnul academician, în postura de rector al Universității Tehnice și în postura de fiu. Considerați această introducere ca o declarație a conflictului de interes. Eu sunt extraordinar de mândru să conduc astăzi Universitatea Tehnică a Moldovei, care a fost și există astăzi pe un fundament solid pe care l-a clădit cu multă dedicație predecesorii mei și în special domnul academician Bostan. Astăzi toate succesele universității și aici cu mine sunt convins că sunt de acord și colegii din rectorat, se bazează în foarte mare parte pe acel fundament pe care l-a construit cu multă dedicație domnul academician imediat după declararea independenței Republicii Moldova. Fundament pe care stă astăzi Universitatea Tehnică. Domnul academician, pe lângă această universitate extraordinară pe care noi am preluat-o acum câțiva ani, a avut și o altă realizare extraordinar de mare. A creat o adevărată școală științifică, fiindcă mulți discipoli de-ai săi astăzi sunt doctori habilitați, profesori, conferențiari, doctori, are mulți doctoranți și direcția pe care o conduce domnia sa este una pe care o remarcă colegii nu doar din Republica Moldova, dar și cei din afara țării. Domnul academician, de asemenea, mi-a dat mie personal câteva lecții de viață și cu această ocazie vreau să-i mulțumesc
fiindcă de la el am învățat mai multe lucruri importante. În primul rând, să fiu om. În al doilea rând, să nu mă opresc acolo unde sunt și să merg mai departe. Și, de asemenea, m-a învățat că cel mai important lucru pe care îl lași în spate este numele și reputația pe care o ai. Iar numele și reputația nu sunt obținute gratis, înseamnă multă muncă, abnegație, efort și dorință de a face lucruri frumoase. Domnul academician a știut întotdeauna să viseze frumos și mă bucur foarte mult că nu doar visa, dar și implementa visurile. Știți foarte bine, acum câțiva ani Universitatea Tehnică a obținut un succes foarte important, poate un mic succes la nivel global, dar pentru țara importantă am lăsat satelitul. Eu mi-aduc aminte când, prin 2007-2008, domnul academician îmi spunea în discuții private că noi cred că vom fi în stare să construim un satelit al Republicii Moldova. Și eram foarte sceptic. Și domnul profesor Secrieru, de asemenea, era la fel de sceptic ca și mine, pentru că știam ce efort depune, dar uite că am reușit. Și acel succes s-a datorat visului și efortului pe care l-a depus domnul academician pentru a crea Centrul de Tehnologii Spațiale, a crea acea infrastructură, a face acea echipă care în acum 2 ani a reușit să plaseze satelitul pe orbită. Domnul academician întotdeauna a ținut la oameni și a fost o altă lecție pe care mi-a dat-o și de asemenea vreau să-i aduc și câteva mulțumiri. Îi mulțumesc pentru acele 20-25 de minute prețioase pe care le aveam în fiecare dimineață când mă ducea la școală, fiindcă erau acele momente rare când pot să fiu alături de el. Și deși trebuia să țin pasul și să alerg după el, fiindcă se grăbea la serviciu, dar acele momente erau foarte importante. Îi mulțumesc că cu multă eleganță a delegat responsabilitatea de a mă educa, mami, fiindcă era foarte ocupat. Și de asemenea vreau să-i mulțumesc că a acceptat, deși de multe ori vedeam că nu prea este de acord deciziile mele, și că nu a intervenit foarte mult sau deloc în deciziile mele legate de carieră. Dar cu dibăcie a încercat să mă ghideze. Că uite, matematica e super faină, că știința este foarte importantă. Și acest lucru este extraordinar pentru mine. Mi-a servit model și eu sunt convins că printre multe, multe realizări pe care le are domnul academician pe parcursul carierei și care vor fi vociferate sau au fost vociferate în această zi frumoasă, una dintre realizările importante sunt eu. Domnul academician, vă mulțumesc foarte mult și vă doresc foarte multă sănătate și, cum a spus și soția mea, noi avem un vis. Visul nostru este unul foarte simplu. Ne dorim din toată inima ca în calitate de student și discipol să-l aveți pe Matei Bostan. Mulțumesc! Și acum îmi permiteți să dau citire la câteva. Am fost delegat de prietenii noștri. Primul rând, din partea domnului rector Mihnea Costoi, rectorul Universității Naționale de Știință și Tehnologie Politehnică. Stimate domnule academician, cu ocazia zilei dumneavoastră de naștere, Comunitatea Universității Naționale de Știință și Tehnologie Politehnică a București vă transmite cele mai calde urări de sănătate, bucurie și succes în toate proiectele pe care vi le propuneți. Vă mulțumim pentru contribuțiile valoroase aduse întregii comunități academice prin promovarea în mod constant a inovației în inginerie și susținerea dezvoltării domeniului angrenajelor precesionale și prin activitatea didactică și de cercetare, fiind un mentor devotat pentru studenți, ghidându-i pe ei drumul cunoașterii și încurajând generațiile viitoare să-și urmeze vocația. Cu ocazia aniversării zilei dumneavoastră de naștere, vă dorim realizări în nobila meserie și vă urăm un sincer la mulți ani. Cu deosebit respect și simțire prețuire, Mihnea Costoiu. Un alt mesaj vine din partea
președintele Asociației Generale a Inginerilor din România, Mihai Mihăiță. Cu bucurie și cele mai calde sentimente sub semnul frăției care ne leagă, suntem onorați să ne îndreptăm toate gândurile bune către dumneavoastră, stimate domnule academician Ion Bostan, eminent profesor universitar, doctor habilitat, membru Academiei de Științe a Moldovei, membru de onoare Academiei de Științe Tehnice din România, membru al European Academy of Sciences and Arts și altor prestigioase organizații internaționale. Președintele Asociației Inginerilor din Republica Moldova, la împlinirea frumoasei vârste de 75 de ani. Este pentru noi toți, cei care vă cunoaștem și vă apreciem, un prilej de a evoca personalitatea complexă și polivalentă a domniei voastre, cu contribuții remarcabile la progresul științei și la educația multor generații de ingineri. Vă urăm, domnule academician Ion Bostan, multă sănătate, putere de muncă, să vă bucurați de cei dragi apropiați, cu colaboratorii din domeniile științei, învățământului, vieții publice, de obținerea unor noi și tot mai importante succese pe toate planurile creației intelectuale și materiale puse în slujba celor mai înalte valori ale umanității. La mulți ani, domnule profesor, la mulți ani, domnule academician. Mihai Mihăiță. De asemenea, mai am un mesaj special din partea președintelui ai Consiliului de Dezvoltare Strategică Instituțională a universității noastre, domnul rector Ioana Brudan, de la Universitatea Transilvania din Brașov. Dau citire diplomii de excelență conferite de Consiliul de Administrație al Universității Transilvania din Brașov, domnului profesor doctor habilitat Ioan Bostan. Personalitate marcantă a științei și tehnicii, mentor pentru numeroase generații de studenți, doctor habilitat, profesor universitar, doctor honoris causa Universității Transilvania din Brașov, membru al Academiei de Științe a Moldovei, pentru prestigiul său științific și cooperarea fructuoasă de excepție cu Universitatea Transilvania din Brașov în domeniul învățământului superior și cercetării. Semnat, profesor doctor inginer Ioan Vasile Abrudan. Domnul academician, felicitări. Vreau să vă anunț și placheta din partea universității. Și am să rog colegii mei prorectori prezenți în sală să se alăture. Odată la mulți ani. Vă mulțumim, domnule rector, vă rugăm să-l ajutați pe domnul academician. Da, iar pe domnul academician îl invităm direct la tribună, așa, pentru a auzi de la dumnealui care a fost calea parcursă în inginerie. Pentru a ne prezenta dumnealui ceea ce ține cel mai mult rezultatele sale științifice. Vă rugăm, domnul academician. Înainte de toate, aș vrea să vin cu o replică actualului rector Viorel Bostan, care, fiind prin clasa a patra, s-a apropiat și zice: tată, am o problemă. Mâine trebuie să mă duc la lecție de desen cu o gâscă pictată, desenată, clasa a treia. Întâi, da. Și mai devreme. Ei, doamna Bostan, fiecare dimineață, înainte de a mă petrece la lucru, îmi amintea că ține minte că ai de desenat o gâscă. Ei, am căutat și eu informații prin niște albume, am găsit o gâscă care semăna cu gâștile noastre de acasă,
din copilărie pe care în fiecare zi le ducem și le aduceam la păscut. I-am desenat gâsca, frumoasă, el bucuros, a luat repede formatul de hârtie, l-a pus în gentuță și zice, eu mâine am să fiu primul la lecție. Zic, păi stai că n-am mai făcut ceva. Scoate el desenul din geantă, îl rup și îi spun, acum fă-l tu și te vei duce la școală cu gâsca ta. Deci eu întotdeauna m-am străduit ca copiii mei să profite de independență în tot ceea ce fac. Întotdeauna am apreciat gândurile lor, poziția lor și acolo unde am putut și am socotit de cuviință, mai veneam și eu cu unele corecții. Dar, în final, mă bucur de ei, de Viorel și de Marcel, am doi feciori, care la rândul său au familii iarăși educate în același stil în care eu m-am străduit să mă educ. Mă bucur și vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți voi astăzi. Stimați colegi, eu în primul rând vreau să vă aduc sincere mulțumiri că astăzi ați găsit timp să veniți la această întrunire, să fiți alături de mine, de familia mea și totodată vreau să le mulțumesc și celor care sunt la departare, fiindcă suntem în plină vară și concediu. Să le mulțumesc tuturor pentru atitudinea frumoasă față de tot ceea ce facem noi la instituția noastră. Astăzi nu voi face o prezentare clasică, fiindcă eu și ca academician și ca cercetător la Universitatea Tehnică am onoarea ca în fiecare an să fac câte două rapoarte la Consiliul Științific al Universității și, desigur, că la Academia de Știință a Moldovei. Cunoașteți activitatea mea și a colegilor cu care lucrez. Acum eu vă voi propune o prezentare cu genericul Drumul Vieții în Creație Inginerească, bazată pe fapte și întâmplări mai puțin cunoscute dumneavoastră și care nu sunt legate de dezvoltarea transmisiilor precesionale. Reiterez că drumul vieții fiecărui om începe cu părinții. Începe cu părinții, cu casa părintească și drumul pe care noi îl construim, fiecare dintre noi pe care îl construim, este întotdeauna în vizorul și în susținut de către familie. Eu am avut parte de un sprijin total din partea soției Dorina Bostan, pentru ce îi mulțumesc în public, și din partea copiilor mei, Viorel și Marcel. Eu m-am născut în satul Brânza din Lunca Prutului, un sat pitoresc așezat între două bălți acoperite completamente cu nufăr și popânzace din stuf și papură,
care găzduia stoluri imense de păsări migratoare în drum din Turcia spre Egipt, într-o direcție și în altă direcție. Consider că acest remediu pitoresc în care am crescut a contribuit și eu la esența primii mele invenții din copilărie, pe care mulți dintre dumneavoastră o cunoașteți, la pescuit peste frontieră, călare pe țap și înapoi pe capră. Dacă vă gândiți, această invenție are un mare sens și poate funcționa numai într-o singură direcție. Să treci călare pe capră încolo și să vii înapoi pe țap este imposibil, fiindcă țapul se ducea la iarba mustoasă, lăsând iezășorii caprei în ograda părinților. Și invers, ca să vii înapoi, să nu dea peste tine santinela de la pichetul de grăniceri care era în satul nostru, trebuia să organizăm trecerea cotarului în doar 15-20 de minute, fiindcă frecvența santinelei de trecere într-o direcție și alta era destul de mică. Și iată, atunci am descoperit că ca să trec la timpul potrivit călare pe trebuie să mă urc pe capră și să-l rog pe fratele meu din ambar să muște urechea iedului și iedul, behăind, chema capra să vină la el. Și iată, așa am făcut prima invenție care a fost în spusele mele, pictată de către marele nostru pictor, răposatul Ion Daniel. Acum, stimați colegi, câteva cuvinte despre cum am devenit inginer și care a fost care au fost bazele creației ingineriești. Cum e și firesc, creația inginerească începe cu studiile la Institutul Politehnic din Chișinău, în perioada 1966-71, Facultate de Mecanică, specialitate Tehnologie Construcției de Mașini, la care am studiat cu mulți colegi prezenți aici, inclusiv cu bunul meu prieten Petru Stoicev, Vasile Cărtofeanu, Valeriu Dulgheru, decanul facultății, domnul Dântu, drumul spre doctorantură. În 1971 am fost repartizat la uzina Moldova Hidromaș din Chișinău. În 72 am participat la un concurs care mi-au deschis multe oportunități în viață. Un concurs privind elaborarea modelului fizic a unei roți centrifuge pentru pompe submersibile după un model topologic adus din străinătate. Această roată centrifugă era menită pentru pompele cu destinație pentru submarine, fiindcă emisia de zgomot trebuia să fie foarte mică, nivelul vibrațiilor de asemenea trebuia să fie un spectru jos și cu frecvență cât se poate de mici, fiindcă inamicul pelinga submarinele sovietice, anume după spectrul de vibrații și emisia de zgomot a pompelor centrifuge care ridicau sau coborau submarinul. Am câștigat acest concurs și drept mulțumire, administrația de atunci a Moldova Hidromaș m-au delegat la cursul superior de ingineri din Moscova 4 luni,
cursuri la care mi-au predat practic toți autorii de manuale. Ronin, Iacușev, bazele interschimbabilității, profesori care îi cunoșteam după manualele pe care învățaseră. Și iată, am absolvit aceste cursuri cu brio și recomandare pentru doctorantură. Profesorul Vasile Ajder, la întoarcerea mea de la aceste cursuri, profesorul Ajder a aflat despre faptul că am absolvit cursurile respective. Domnul Ajder mi-a predat disciplina bazele proiectării mașinilor și împreună cu domnul profesor Stoicev am făcut vestita susținere a proiectelor în văzul tuturor studenților de la curs și a profesorilor care conduceau proiecte de diplomă. La solicitarea domnului profesor Ajder, m-am întors la Universitatea Tehnică, la Institutul Politehnic din Chișinău, în funcție de executor responsabil a unei instalate pentru acoperirea microfirului cu un veliș de sticlă pentru elemente electronice, pentru tehnică cosmică de zbor, fiindcă în cosmos izolarea organică nu poate fi utilizată, doar izolarea în velișuri de sticlă. Iată, am început acest poster, vedeți două, trei scheme. La timpul respectiv, în lume, se utilizau două metode. Metoda de acoperire a microfirelor cu sticle, metoda inventată prin brevetul de invenție pe care îl vedeți, Taylor, un savant cu renume din Statele Unite ale Americii, iar în mediul nostru, din Uniunea Sovietică, se folosea metoda patentată Ulitovski, un savant din Sankt Petersburg. Ambele metode, în scurt timp, am aflat că aveau practic aceleași neajunsuri. Chiar bătaia vântului în geamurile întreprinderii unde se turna microfirul avea o influență asupra dimensiunilor constante dimensiunilor diametrale a microfirului. Troleibusele, iarăși, aveau un impact negativ tot ceea ce se mișca în jurul acestei întreprinderi. Metoda Taylor și Ulitovski le-am înlocuit cu o altă metodă. Vedeți posterul din centru. Această schemă datează cu martie 1974, conform căreia am realizat două instalate pentru acoperirea microfirului. Microfirul în tehnologia care noi am dezvoltat-o era tras prin filieră cu păstrarea constantă a diametrului, iar microfirul, printr-un sistem bine gândit, se trăgea printr-o picătură de sticlă care, în dependență de temperatură și de viteza de tragere a microfirului prin picătura de sticlă topită, se acoperea prin forțele de adeziune a sticlei către manganina, metalul din care era confecționat microprovodul. Microfirul. Aceste două instalații s-au dovedit atât de fiabile, fiindcă lucrează până în prezent.
Iată, domnul președinte Tighineanu a vorbit despre Efim Badinter, pe care îl vedeți în imagine. Ne-am fotografiat după 45 de ani sau 35 de ani de funcționare, 35 de ani de funcționare, de la dare în exploatare a acestor două instalații, și lucrează până în prezent. Rectorul nostru nu are o influență atât de mare asupra conducerii Institutului de Proiectare Elire. Noi am vrut să cumpărăm una din aceste instalații pentru muzeul universității noastre. Dar, domnul rector, căutăm prin sponsorizare, vom găsi bani și vom aduce una din instalații la Muzeul Universității. Repet, atât de fiabilă este instalația, lucrează până în prezent. Și iată fotografie cu domnul Badintiere, Efim Leacului, despre care a vorbit și domnul președinte, era de acord să ne transfere această instalație cu titlu gratuit, însă a plecat de printre noi. Asta este un început cu care am început activitatea inginerească la Universitatea Tehnică. Această instalație a chemat după sine o altă elaborare. Ivan Bodiu, vizitând expoziția IREN, unde era exponată și instalația noastră, l-a întrebat pe Antoseac: trimiteți-l pe acest autor la mine la audiență. În viitoarea lunie, la ora 1, am avut invitație la domnul Bodiu, care era prim-secretar. În anticameră l-am găsit pe Zaicenco, președintele de la Sovietul de la Sfatul Colhozurilor, pe Reșetnikov, pe Ieremei Grigore, care era președintele sindicatelor din Republica Moldova, și Urzică, care era responsabil pentru complexul animalier, de dezvoltarea complexului animalier din Republica Moldova. La ora 11, domnul Bodin ne-a invitat. Toți au întrebat, zice, dar unde e cel de la Politehnică? Dar eu, într-un post, citeam un ziar și zice, iată, el este. S-a uitat unul la altul lung, că domnul Antoseac nu s-a isprăvit cu ceea ce l-a rugat Ivan Bodiu la acea expoziție. M-au luat la întrebări ce ați absolvit, când ați absolvit, ce însărcinări aveți, și a pornit-o spunând că, iată, peste un an și 2 luni, în Republică la noi vine Leonid Iliș Brejnev, iar noi avem cele mai faimoase complexe pentru hrănirea, creșterea vițeilor. Și vă propunem ca în regim urgent să proiectați și să fabricăm o vacă artificială pentru alăptarea vițeilor cu lapte artificial, cu aditivi de grăsimi animaliere. Ei, preluaseră ei tehnologia din Marea Britanie. La scurt timp, prin bibliotecă, am aflat că această tehnologie nu poate fi utilizată pentru creșterea vițeilor care trebuie să nască. Spunând acest lucru la Sfatul Colhozurilor, l-au invitat pe Marcinco, care era principalul specialist pe problemele creșterii animalelor. Când i-am spus că am găsit o informație care nu permite utilizarea acestei tehnologii, Marcinco a exclamat:
А я вам что сказал? Нельзя использовать эти технологии для отунчие решетников, калера, он барбады в родой мепи шизечи на уцими, а луатричи торуш и сунул и бодю. Эй, я-то пришел студент с политеха, и он нам говорит, что нельзя использовать эту технологию, потому что. Вот у меня есть и Марченко, он тоже самое говорит, что нельзя. Și a început o cascadă de înjurături din partea lui Bodiu. Ăsta s-a înroșit, s-a îngălbenit, a început să picure de pe dânsul picături de sudoare și a îndreptat privirile către mine și mi-a spus: «Молодой человек, ведите себя прилично. Если вы так будете выпендриваться», eu cuvintele acestea le țin minte până «если вы так будете выпендриваться, всю вашу оставшуюся жизнь будете ходить на четырех карачках. Идите и работайте. Дайте нам проект искусственной коровы, и Иван Кириллович Урзик каждую субботу будет просить от вас доклад, что вы сделали за неделю». Глушко, care era decanul nostru și deja știa despre peripeția cu cei de la Sfatul Colhozelor, mă aștepta în holul blocului numărul 2 și zice: «Iar ai făcut prostii. Spune ce ai nevoie pentru a porni lucrul». Și îi spun: «Mi-aduceți 4 pulmani, unul mare și 3 mici și o sofa». Dormeam în laboratorul lui Costlicov și am selectat 4 studenți de la anul 5, între care a fost Anatolie Oprea, a fost care se muteze în domeniul transmisiilor precisionale, Ion Babaian, care de asemenea se muteze în transmisii precisionale, fost ministru 4 ani la industrie, Anatol Margarind și o studentă, Lidia nu mai țin minte, Romanciuc, da, din Transnistria. Și iată, împreună cu acești studenți, timp de 4 luni am făcut instalațiile din partea dreaptă. Nu instalații cum m-au trimis la Moldova film, să-mi arăte un film filmat din bumbul unui spion aflându-se în Marea Britanie, dar am proiectat chiar un automat cu bloc electronic, cu regim automat a dozării aditivilor din grăsimi animaliere, completamente, operatorul apăsa doar pe buton și pornea acest automat la care se alăptau 120 de vițeluși. A venit Brejnev în luna octombrie și l-au dus la complexul de vite din satul Viișoara Glodeni, la care am fost invitat pentru a demonstra cum lucrează automatele. Ei, lui Brejnev i-au spus că Leonid Ilich, «мы вам подготовили 4 автомата, потому что мы каждому первому секретарю, который приходит в нашу республику, и Чаушеску 15 сентября, января, и Густав Гусак из Чехословакии, и президент Финляндии Урхо Калева Кеконен, au primit câte 4 instalații». La care Brejnev a replicat: «Иван Иванович, Россия – это небольшой колхоз. Такие установки нужно производить в России». И поэтому спрашиваю молодого: «Что бы вы делали, поменяли, если бы начали проектировать заново эту установку?» И в тимпу аceсta читисером
o informație despre boala puilor de kenguru care trebuiau alaptați cu lapte artificial, protejat de anumite bacterii. Și am schițat cum făceau ei lucrul acesta și i-am spus naiv lui Brejnev că da, мы можем добавить антибактериальную защиту. О, это нужно для России. И, пожалуйста, делайте проект, Иван Иванович, назовите его УВТ Молдова, пусть наши коллеги из России знают, что этот аппарат был проектирован в Республике Молдова. Și iată, așa a apărut al doilea, a doua variantă a aparatului pentru alaptarea vițeilor. Am pregătit documentație tehnică, am plecat în Belgorod la inițiativa lui Bodiul. Acolo m-am întâlnit cu primul secretar regional și i-am spus că da, el a chemat pe cineva și spune: cazați-l în hotelul nostru, pe etajul 2, 3 raza în день кормить, и не беспокоить другими вопросами. Eu îi replic, nu-i mai țin minte familia, не нужно беспокоиться, потому что я за 3 дня передам всю документацию, и в субботу еду домой. Да. Как и вы едете домой? Нет, мы не так договорились, Иван Иванович, тем более. Вы будете в Белгороде, пока не выйдет первый автомат с конвейера. Și iată, am fost nevoit să stau 2 luni în Belgorod, unde am asistat la ieșirea de pe conveier, iată, a aparatului care l-am numit atunci UVT Moldova. Deci, la întoarcerea din Belgorod, m-au vizitat cineva de la Comitetul Central și m-am întrebat: domnul Bostan, ce să facem noi pentru dumneata, că ai făcut un lucru foarte bun? Și am vorbit și cu cei din Belgorod. Ei, nevastă mea mie martor, eu vă spun să mă ajutați să intru în doctorantură. De atunci era foarte greu să intru în doctorantură și mi-am făcut doctorantură, dar un an de zile, godicne, ocne, aspirantură, dar cel mai mare folos a fost că am primit apartament cu 4 odăi, gratuit, și alt apartament cu 2 odăi în care deja locuiam. Pentru această lucrare am avut 2 apartamente de stat. Da. În continuare, o altă lucrare care a servit drept imbold pentru transmisiile, dezvoltarea transmisiilor precesionale, a fost faptul că în 1976, într-un grav accident de lângă aeroportul Chișinău, un mare demnitar de stat a fost practic măciulărit. L-au adus pe țoluri la spitalul de traumatologie și un medic, Pavel Ciobanu, l-a pus pe picioare. Când s-a însănătoșit, l-a întrebat: Pavel Ivanuș, ce mi-am avut v-am pămoci? Și Pavel Ciobanu i-a spus că găsiți-mi un inginer ca să proiectăm un aparat pentru osteosinteza extrafocală a fracturilor osoase, lucru pe care Antoseac iarăși m-a convocat cu acest medic și am făcut o echipă mixtă din 2 persoane. Am proiectat aparatul pe care îl vedeți în imagine pentru
lecuirea sau pentru întinderea fracturilor osoase cu microdeplasări. Pentru că medicii, iată, mă uit la domnul Psăcaru, aparatul Ilizarov, existent până atunci, deplasarea fracturilor osoase se realiza cu cheia, cu piuliță, cu filet. În fiecare zi, prin trei proceduri, noi lungeam, deplasam fracturile osoase cu 1,5 mm. Deci, care era neajunsul acestei metode? Neajunsul consta în faptul că la macrodeplasări, regeneratul care se formea în zona fracturii era supus unor macrodeplasări, apăreau microfisuri care, în concepția mecanicii corpului continuu, erau concentratori de tensiuni. Deci, regeneratul care se forma între aceste macrodeplasări era aglomerat de microfisuri care produceau dereglări sangvine. Da. Noi am făcut acest aparat. Aici vedeți aparatul, versiunea lecuirea iepurilor și a câinilor, fiindcă în medicină nu ai dreptul să experimentezi pe persoane fizice până când ministerul respectiv, comisia ministerului, nu dă unde verde la utilizarea unui procedeu sau altul pe persoane fizice. În august 1977 sau 78, am înaintat brevet de invenție împreună cu Pavel Ciobanu în NIEGP, în Moscova. Știți că expertizarea se făcea în Institutul NIEGP din Moscova. Respectivii de acolo au trimis la expertiză brevetul nostru, nu altcuiva decât lui Gavril Abramovici Elizarov. Elizarov, făcând cunoștință cu brevetul nostru, a stopat expertizarea și m-au invitat inginerul să vină la audiență în Curgan. Am plecat în orașul Curgan, unde se construia în Uniunea Sovietică cea mai mare clinică a lui. Nu stomatologică, dar clinic ortopedică. Da. Din Uniunea Sovietică și domnul Ilizarov, la un moment, în discuții cu dânsul, spune: eu tot apelam la medicul nostru, că medicul nostru spune că metoda noastră este mai bună, fiindcă creșterea regeneratului se adaptează la factorul de formație, nu avem microfisuri. La un moment m-a oprit și îmi spune: pricep tot vaș medic. L-am enervat. Ăta crustalne mecita maevo detstva. Noi din brevetul de invenție am dispărut împreună cu Pavel Ciobanu. Ne-am scos din brevet. A devenit el unic, singur autor al brevetului și prin luna martie anul viitor aflăm că este un brevet osteosinteza fracturilor osoase prin o nouă metodă cu microdeplasări. Și iată, în același an, în luna august, la postul de televiziune Vremea, l-am prins pe Ilizarov dând un interviu. Primiseră premiul Lenin și
a vorbit în 5-7 minute cât a vorbit despre noua metodă de osteosinteză a fracturilor osoase prin utilizarea microdeplasărilor. Metodă care a preluat-o de la noi. Am încercat, a doua zi l-am telefonat pe Pavel Ivanović că programul Vremea pe atunci transmitea și a doua zi, acel de duminică. Și Pavel Ivanović, gata, îl dăm în judecată, fiindcă nu se poate atât de grosolar să măcar să fie numit că am pornit noi lucrarea respectivă. Bine. Am rămas fără brevet de invenție. Pavel Ivanović s-a ales cu urmăriri care duceau până la dosare penale, dar urmărit tot de acolo de unde lucra Ilizarov, bunului prieten Volkov, care era ministru a sănătății pe atunci, făceau și lucruri de genul acesta. Însă, pentru noi ce a fost în microdeplasări, pentru deplasarea fracturilor osoase cu 50 de angstremi pe secundă, asta e 10 la minus 7 mm, trebuia un reductor cu raport de transmitere foarte mare. Și iată în imagine, vedeți, acel strălucitor este un reductor cu raportul de transmitere de 1.034.000. Demontând acest reductor, strângeai un pumn de roți, rulmenți, arbori, fiindcă cerea realizarea raportului de transmitere. Și iată, lucrând la acest aparat, a venit ideea cum să facem o transmisie mecanică foarte simplă cu rapoarte de transmitere foarte mari. Și iată, așa a apărut imboldul de preocupare cu transmisii mecanice cu rapoarte de transmitere mari și foarte mari. Iată, aici foarte succint am să fiu. Vedeți, totul a început de la acea roată dințată pe care o vedeți cu profil elicoidal, care a fost fabricată în toamna anului 1979, da? La lucrările de colhoz în Tighina, fiind cu studenții, serele, ca să omor timpul cumva, a venit ideea să facem o transmisie cu profil epihipocicloidal. Și iată, întorcându-mă în Chișinău, împreună cu trei tineri din catedră, domnul Balaban, domnul scapă. Ei, trei tineri, unul dintre ei e emigrant de la domnul șef catedră, Vladimir, mi-amintiți? În luna mai noi trebuie, șeful catedrei m-a rugat, zice, nu este frumos ce faci, vă șoșotiți și eu ca șef catedră trebuie să știu ce transmisie faceți voi acolo. Bine, pentru luna mai am pregătit să facem un raport la catedră, mai 1980. Cei trei au plecat, i-am trimis în biblioteca de pe strada Cernușevski, cum se numea ea, biblioteca, Naușa Tehnică Biblioteca, și într-o seară, Balaban, supărat, se apropie de mine, ținea ceva sub soară și îmi spune, zice, Ivan Antonovici, tăcaie peredacea sușestuit, stâsice de vețot 32-a godă. Ătu peredaciu izabriol nemețchii isledovatel,
Lorenz Braren, care, când au venit fașiștii la putere, a emigrat în Statele Unite Americii, unde a vândut două patente. Și în timpul războiului 2 mondial, un avion Focke Wulf 150 a fost dărâmat deasupra Minskului, fără ca să ia foc. Acest avion a fost transportat la Institutul lui Jukovski, de aviație Jukovski din Moscova, și un inginer rus pe numele Shannikov a inspectat transmisia care se folosea pentru ridicarea trenului cu roți a avionului la aterizare sau la decolare. Și iată această transmisie. Noi deja o aveam și acum o aveam în muzeul facultății, aceasta care e în masă plastică. Care a fost impactul asupra mea, în primul rând? Eu am plecat din catedră, am început să-mi pregătesc ce avem eu în catedră, să mă întorc înapoi la uzină. Cu tipurile că eu nu sunt bun de această breaslă. Nevastă mea a fost foarte dură cu mine până la un moment. Într-o sâmbătă seară, în orașul Sopot din Polonia, în cadrul concertelor la care cântau Sofia Rotaru, Dan Spătaru, noi toți cei tineri urmăream aceste concerte cu mare ardoare. Și într-o seară, sâmbătă seara, pe ecranul scenei, în acest concert, pentru prima oară s-au folosit fascicolele de laser care imprimau diferite figuri. Și iată, la un moment am prins imprimarea unui inel de gimnastică sau a unui disc pe care îl vedeți și în imagine, rostogolindu-se pe perimetru. Cu frecvență variabilă, amplitudine variabilă și doi factori care duceau la interferența poziționării acestui inel. La o anumită frecvență, fiindcă frecvența era variabilă, am observat sub platoul pe care făcea mișcarea respectivă inelul, am observat interferența care conducea la un profil variabil. Am observat acel profil și la schimbarea frecvenței de oscilații, profilul se schimba, profil schimbător. Domnilor, fiind încărcat cu transmisia precedentă, am folosit angrenajul din transmisie cicloidală, am adăugat mișcare sferospațială cu un punct fix și am primit transmisia precesională, pe care o dezvoltăm și astăzi. Transmisia precesională avea și are profil schimbător, nu este constant. El se schimbă în dependență de conjunctura sau cu raportul dintre cinci parametri care determină mișcarea sferospațială, care o vedeți în imagine, multiplicitatea angrenării în transmisie precesională este de până la 100%, 100% de dinți pot fi angrenați cu un comitent. Și iată, în continuare am depistat sau am selectat patru elemente know-how a transmisiei precisionale, care le vedeți pe ecran. N-am să pierdem timpul cu. Și așa au apărut transmisiile precisionale. Aici, nu știu, eu nu mai am timp. Nu Nu mai vă am timp. iubiți, dar noi vă ascultăm cu mult interes. Dar foarte puțin am să vorbesc despre unde s-au folosit transmisiile precesionale și care au fost pașii către realizarea lor.
În anul 1900, nu, în 2000, când a plecat Oglind la conferință în Sankt Petersburg, un doctorand de-al nostru a plecat în Sankt Petersburg cu un raport. A venit cu pagina aceea de abstract și spune că Ivan Antonovici, spre regret, cercetările le-am făcut în reductorul plin cu ulei, fiindcă doctorandul care a plecat să toarne ulei în reductor, neștiind ce înseamnă uleiul într-un reductor, a umplut reductorul ras cu ulei. Și a făcut cercetările în condițiile astea, el tot neștiind despre... Da. Bine, a pregătit el abstractul pentru conferință, zic, dar scrie prin PS că în reductoarele precesionale, umplute cu ulei, are loc un fenomen foarte interesant. La creșterea turațiilor nu are loc creșterea pierderilor în reductor. Noi știm mecanicii că la creșterea turațiilor, la viteza la cub, influențează pierderile hidraulice. În reductorul precesional n-am observat lucrul ăsta. A scris în tânărul respectiv, la 3 săptămâni ne-au venit doi din Dnepri Ocean Maș din Moscova. Noi am venit să vă verificăm dacă ce ați scris în Sankt Petersburg este corect. Dar ce am scris noi acolo? Păi ați scris că în transmisia umplută cu ulei la creșterea turaților, pierderile nu cresc. Bine, am rugat pe cineva s-a dus, s-a umplut reductorul. Ei când s-au convins de lucrul ăsta, zice, unde putem să ne așezăm să discutăm? Chiar în laborator acolo ne-am așezat, am discutat și îmi spune despre imaginea care o vedeți aici. În lume, pe fundul oceanului și mărilor, s-au descoperit așa numitele concrețiuni feromanganice, care conțin toată tabela lui Mendeleev în stare pură. Numai în Oceanul Atlantic sunt 1700 de miliarde de tone de asemenea concrețiuni. Și iată, Dnepri Ocean Mașu, în Statele Unite ale Americii, Canada și Marea Britanie, făcuseră o asociație care să dezvolte această tehnologie, fiindcă o țară sigură nu putea să realizeze asemenea cheltuieli. Iată, vă propunem să vă ocupați de câți bani ar trebui noi să vă transmitem pentru un proiect. M-a întrebat câte persoane lucrăm, dar noi eram vreo 8 persoane în total. Aveam un proiect cu Institutul de Cercetări Cosmice, tot în domeniul transmisiilor precesionale, și i-am numit suma de vreo 110.000 de lei. Acel cu cosmosul era de 78.000. El spune, zice, ăștia nu sunt bani pentru noi. Noi vă dăm 250.000 pentru primul an, dar trebuie să faceți pentru luna decembrie să faceți un prototip a transmisiei precesionale și să dovediți că ce ați vorbit este corect. Nu pentru noi, noi am văzut, dar șefilor trebuie să le demonstrăm. Și iată, așa noi am avut. De ce transmisia precesională? În transmisia precesională cu mișcarea sferospațială a satelitului, nu are loc intensificarea migrației lichidului. Chiar la 5.000 de turații le-am dovedit respectivilor, oglinda uleiului făcea o mișcare alene, așa,
Și iată, acest lucru a fost fixat, am primit și brevete de invenție, am pornit lucrul cu ei, am avut eu vreo 1.500.000 de dolari, am avut pe parcursul până în 89, am avut proiecte cu Nipi Ocean Machine. Au fost făcute testările respective în orașul Mariupol din Ucraina. A fost uzina de bază care a produs, iată, ceea ce vedeți dumneavoastră în metal. În 89 s-a distrus asociația formată din țările socialiste și Republica Moldova și Finlanda. Acum noi lucrăm nu atât pentru ocean, dar pentru mecanisme de acționare obișnuite, terestre. În imagine vedeți ce am făcut noi pentru tehnica cosmică de zbor, transmisiile precesionale. Vedeți în mijloc este stația cosmică interplanetară Vega 6, care a avut bord mecanismul de acționare a celor două telescoape la Steaua Orion. În partea dreaptă avem două mecanisme de acționare pentru sateliții geostaționari, care iarăși au fost fabricate aici în Chișinău. În continuare, vedeți mai multe, iată, cum lucrează transmisia precesională. Printre altele, în transmisia precesională, datorită specificului interacțiunii dinților cu mișcarea sferospațială, nu are loc interferența dinților. Noi creștem turațiile până la 8.500 sau cât, domnul Maxim? A? Și 9.000. Și emisia de zgomot a transmisiei precesionale chiar la aceste frecvențe foarte mari, că 3.000 se socoate frecvența normală pentru pentru o transmisie. Transmisia armonică cu care noi concurăm la 3.000 de turații șuieră. Nu poate fi exploatată din cauza emisiei de zgomot mare care se datorează pe angrenării dinților. Dintele intră și iese din angrenare pe toată înălțimea. În transmisia precesională noi nu avem asemenea efect și transmisia precesională lucrează și la 9.000 de turații care o avem acum. A fost elaborată teoria fundamentală cu determinarea influenței celor cinci parametri asupra profilului dinților. A fost făcută o analiză a pierderilor, fiindcă în transmisia precesională noi avem interacțiunea dinților cu alunecare, defrecare, plus rostogolire. Rostogolirea, care este foarte favorabilă pentru lucruri transmisie precesionale, rostogolirea aduce la micșorarea coeficientului de frecare, atât domnul profesor Țiuleanu ne confirmă coeficientul de frecare la alunecare este de 10 ori mai mare decât la rostogolirea suprafețelor. Au fost fabricate vreo 30 de tipuri de transmisii precesionale cu diferite mecanisme de transformare a mișcării din mișcare rotativă în sferospațială. Grație domnului ajutorului, domnului rector Viorel Bostan, noi am
convocat și am făcut acorduri de colaborare cu cea mai prestigioasă firmă din Statele Unite ale Americii, Glisson, cu care am fabricat 24 de complete de roți pentru transmisiile care le vedeți, transmisii făcute în metal. Acum noi, desigur că ducem tratative, am obținut două patente, unul american și unul german, le vedeți aici mult sperăm că până la urmă vom comercializa transmisiile precesionale. Aici vedeți iarăși lucru cum lucrează o transmisie precesională de alte tipuri de dimensiuni, de 84 de milimetri. În imagine vedeți standurile care le-am fabricat ultima perioadă de timp, grație și domnului rector care nu ne-a sponsorizat, dar prin cei care am lucrat din Statele Unite ale Americii și colegi de-a lui de altă dată, am izbutit să trecem la o altă tipă de misiune de mecanisme de încercare, care le vedeți în imagine. Următorul. În ultimul timp avem proiectate transmisii precisionale cu raport de transmitere variabil, un lucru extraordinar pentru realizarea în cadrul transmisiilor, fiindcă pentru cutiile de viteză, iată aici vedeți o cutie de viteză pentru electromobile, care este în stadiu de cercetare. Am trecut la cercetarea transmisiilor magnetice cu flux magnetic axial și flux magnetic radial, chiar fluxurile mixte. Vedeți principiul de funcționare a unei transmisii magnetice. Transmisia magnetică în transmisia magnetică noi nu avem alunecare cu frecare. Avem interacțiunea câmpurilor magnetice, doar nu avem contact real suprafață pe suprafață, deci randamentul mecanic a transmisiilor magnetice este aproape de 0,98-0,99, fiindcă nu avem aceste pierderi. Și iată, în aceste trei volume pe care le vedeți, sunt adăugate două capitole care sunt consacrate dezvoltării transmisiilor precesionale magnetice și transmisiilor magnetice cu flux magnetic axial și radial și transmisii magnetice cu raport de transmitere variabil pentru viitoarele cutii de viteze ale automobilelor. Stimați colegi, eu aici un punct și dacă îmi permiteți, doar arăt două imagini cu pendulul Foucault. Știți că noi în toamnă, grație eforturilor comune a domnului academician Tighineanu și Viorel Bostan, vom avea prezentarea unui raport privind pendulul Foucault. Iată, foarte rapid, în 1999, savantul canadian Maurice Allis, de fapt, la ceremonia de înmânare a premiului Nobel a făcut o presupunere că pendulele Foucault sunt instrumente de neînlocuit pentru cercetarea câmpului gravitațional a planetei Pământ în cadrul eclipselor de Lună și Soare.
Eclipsele de lună și soare pot influența atracția plăcilor tectonice ale Pământului, aflate în medii cu densitate diferită, și declanșarea cutremurului de Pământ atunci când energia acumulată în urma eclipselor de lună și soare depășește starea de echilibru. Noi ne aflăm în zona seismică. Savantul respectiv în anul 1961, 15 februarie, a finalizat experimentele în trei zone din emisfera de sud a Pământului și trei zone în emisfera de nord. Emisfera de nord a fost Montrealul, Parisul și Bucureștiul. Și academicianul Gheorghe Dorel Zugrăvescu l-a asistat pe Alice Morris în cadrul experimentelor care le-a făcut un pendul Foucault în București, un pendul Foucault de masă. Informația aceasta mi-a adus-o o studentă de la Facultatea de Telecomunicații, îi spunea doamna Nu. Este că aici face că e domnul decan și să-l încălzesc puțin pe domnul decan. Doamna Cucoș. Cum o chema domnul decan? A? A, Natalisa. Da. Mulțumesc. Mi-a adus o informație că trebuia să punem un pendul Foucault în zona unde îi amplasat pendulul Foucault acum. I-am chemat să-mi afle unii să produc pendulele Foucault, să cumpărăm. Și doamna aceasta, fiind ingenioasă, iată, nu mai știu unde lucrează acum, îmi aduce o informație că am intrat într-o aulă și le-am spus că 8 studenți veniți mâine la mine că vreau să vă dau să faceți un lucru. Să căutați unii sunt pendulii Foucault, să cumpărăm și să instalăm. Doamna îmi aduce informații, iată care v-am început să vă spun, că domnul rector poate că vă va trezi interes ce am să vă dau eu. Și savantul Alice Morris a declarat că pendulele Foucault existente nu sunt adaptate la înregistrarea planului de abateri a oscilațiilor pendulului, fiindcă nu sunt adaptate la unele interacțiuni care trebuie să le controleze mecanismele care întreține oscilațiile unui pendul Foucault. Și iată, noi la Universitatea Tehnică, având această informație, am încercat să aflăm de ce un pendul Foucault n-ar putea ca să înregistreze planul de oscilații și am găsit. Am elaborat 8 mecanisme de interacțiune a pendulului cu rotirea cadranului, orelor, cu toate particularitățile care influențează un pendul Foucault, inclusiv locul unde este amplasat pendulul Foucault, latitudinea și longitudinea au o influență foarte mare asupra procesului oscilatoriu a unui pendul Foucault. În această perioadă, Viorel s-a întors de la studii din Statele Unite și a fost încadrat în calculele pe care le-am făcut la acest pendul Foucault. Avem un material foarte bogat pentru a porni mai departe pendulul Foucault. Ca să utilizăm pendulul Foucault pentru pronosticarea cutremurelor de pământ, am încercat să aducem aparataj din Germania.
o parte din aparataj, că mi-au aflat pentru cine trebuie, ne l-au prezentat cu titlu gratuit. Și acum noi avem informație, nu că informația, dar ne-am convins pe clădirea unde este amplasat pe pendulul nostru Foucault, nu are structură de rezistență nici pe verticală, nici pe orizontală. Am chemat specialiștii de la Institutul Seismologic din Academia de Știință a doua oară, am turnat niște centuri de beton în pod, dar nu a ajutat cu nimic. Ne-am adresat la Tricolă. Cu domnul Cojoc am lucrat vreo 2 ani de zile. Până la urmă, când au venit specialiștii din Dnepropetrovsk care trebuiau să ne facă să ne facă pâlnia, iată pendulul Foucault, așa, o schiță de proiect care trebuia să-l realizăm. Și când au numit 40 de milioane de lei doar pentru a excava această pâlnie întoarsă, e sigur că Cojoc a spus că domnul rector, cu toată stima, dar așa bani noi nu putem să-i acoperim. M-am adresat la guvern, guvernul a spus că asta e o problemă care ține de Uniunea Europeană, înaintați proiectul la Uniunea Europeană. În final am făcut relații cu domnul Mihai Mihăiță, președintele al Stărului din România. Am fost la fața locului în România, am ales iată, zona unde trebuie să instalăm, asta e proiectul nostru, adică o schiță de proiect elaborată de către Valeriu Podborski, Mircea Zupu și Maxim Vaculinco, care este pe cale de a fi finalizată. Noi avem pendulul Foucault cu cinematică interactivă, este un sistem foarte sofisticat. Avem iată, câte mecanisme de acționare. Aici avem schița pendulului Foucault cu interacțiune, cu cinematică interactivă. Sunt 8 mecanisme de acționare. Și aici, dacă noi o să izbutim să obținem ceva bani pentru a proiecta un pendul Foucault în salina din Petroșani, România, cu diametru de 9 metri, pendulul de jos, înălțimea 54 de metri, noi vom putea ca să facem niște constatări privind cum se schimbă constanta atracției universale în cadrul eclipselor de lună și soare și să facem niște pronosticuri privind acumularea energiilor în plăcile tectonice care conduc la declanșarea cutremurelor de pământ. Stimați colegi, eu vă mulțumesc foarte mult că mi-ați permis să vorbesc atât de mult. Vă mulțumim, domnule academician! Prelegerea a fost extrem de interesantă, impresionantă. Vă rugăm să luați loc aici, iar eu îl invit pe domnul profesor Dugheru, care ne va prezenta, va face o prezentare despre cariera și realizările academicianului Ion Bostan, intitulată Drumul vieții în creația inginerească a academicianului Bostan. Domnul Dulgheru, vin cu rugămintea, Știu. da, care o înțelegeți, da, cât se poate așa mai accelerat, ca să reușim să recuperăm din timpul care s-a consumat un pic mai mult. Deci. Mulțumesc. Da, eu
Înțeleg că voi fi foarte scurt. În primul rând, vreau ca să fie clar postura mea aici de vorbitor. Eu sunt unul din discipolii academicianului. 43 de ani în urmă, dumnealui m-a invitat la o ziua de tractoare și atunci eram în doi cu opre. Acum, domnul academician are peste 20 de discipoli. Asta e și un motto care, la sigur, se referă la domnul academician, este unul din cei puțini aleși. Marele... Ingineria este o profesie, o mare profesiune, este fascinația de a vedea cum o plăzbuire a imaginației transformă cu ajutorul științei într-un plan de hârtie, ca apoi să se materializeze în piatră, metal sau energie, ca apoi să ducă la creșterea standardului de viață, spre deosebire de alte profesiuni, inginerul revine menirea să îmbrace scheletul științei cu viață, confort și speranță, spunea acum 100 de ani în urmă președintele statului Rudi Hubert. Academicianul Ion Bostan vine de la țară, de acolo unde vorba poetului s-a născut veșnicia, dintr-o familie de țărani. Tânărul Ion, având pronunțat inclinat spre inginerie, despre care vorbesc mai multe aventuri copilărești, pe parcurs a cucerit toate înălțimile posibile. În continuare, voi veni cu un scurt rezumat, dar îl vor mai prescurta, fiindcă mai multe informații deja s-a vorbit aici și vreau să menționez că este autora aproximativ 1400 de lucrări științifice, inclusiv 20, 29 manuale și monografii și 29 invenții, inclusiv străine, unele cu caracter de pionierat, deținător a peste 260 de premii speciale la expoziții. Este laureat al premiului de stat în domeniul științei de două ori, la vârsta, la prima, primul premiu la vârsta de doar 28 de ani. În 1977 primea ori premiul de stat. Academician de Ion Bostan a devenit laureat al premiului Stelei Comunității 2018, de menționat că deținător al acestui premiu din Republica Moldova este doar cel mai mare compozitor român în viață, Eugen Doga. Academicianul Ion Bostan este fondator a trei direcții științifice. Vă voi opri foarte pe scurt. Aici chiar voi trece, pentru că a fost foarte bine de domnia sa prezentată, dar motoul ăsta, un procent de inspirație și 99% de transpirație, se referă, asta a vorbit, a spus cândva Thomas Alva Edison, îi se referă tocmai domnul academician, mai ales că profilul domeniului mecanic cere multe transpirații. A doua direcție, teme de conversie energiilor regenerabile. Aici sunt prezentate mai multe monografii care au fost elaborate în cadrul acestei direcții, peste 50 de invenții, peste 400 de lucrări, 4 monografii și 3 atlasuri. Din cele 6 forme de energie solară, direct sau indirect, domnul academician a elaborat sisteme de diverse teme în 4 din ele: eoliană, hidro, energia valorilor și solară. Sisteme de conversie energiei eoliene, mă voi opri doar la rezultate: 10 turbine eoliene cu axuri rotative au fost elaborate, proiectate și fabricate și sunt protejate cu 28 de brevete de invenție. Semne conversie energiei cinetice și hidraulice. Aici s-ar părea că ceva mai ai de inventat când erau cunoscute încă 3.000 de ani în urmă. Domnul academician a venit aici cu o idee interesantă de a folosi două efecte care au loc în cadrul microhidrocentralelor de flux, efectul de presiune a curenților de aer, de apă pe suprafața palei și efectul hidrodinamic generat de profilul hidrodinamic al palei. În acest domeniu au fost elaborate trei tipuri de misiuni încercate pe
Râul Prut, îl vedeți dumnealui la una din încercări, protejat cu 16 brevete de invenție. Semifotovoltaic cu orientare automată, aici noi sub conducerea domnului academician ne-am orientat la partea mai mult și de mecanică, e vorba de orientarea sistemelor la soare, fiindcă este demonstrat că eficiența panourile fotovoltaice, de exemplu, crește cu 30% dacă ele sunt orientate corect la soare. Aici, 15 ani, chiar aș vrea să mă opresc puțin, 15 ani în urmă a fost de domnia sa condus primul program stat elaborarea satelitului al Republicii Moldova și ulterior Direcția Științifică Tehnologii Spațiale, pe data de 12 august 2020, la ora 12:30, a avut loc ultima fază de lansare a satelitului. Vreau să spun că aici este și contribuția domniei sale. Faza pregătirii lansării la satelitului a fost o muncă de decisiv. Crearea de către domnul academician Ion Bosan a infrastructurii terestre, sigur de comandă a zborului la satelitul, a necesitat eforturi enorme. Actualmente acest proiect, care are un alt grad de interdisciplinaritate, se află la stadiul avansat de realizare a unui nou satelit și este monitorizat de rectorul Viorel Bostan. Și în final, să încercăm să evidențiem câteva calități cheie ale academicianului. Sub aspect național, este cu dragoste de neam, chiar dacă nu deseori se bate cu pumnul în piept, demonstrând acest lucru. În funcție de rector, a făcut mult pentru românizarea procesului de învățământ, pentru apropierea celor două maluri ale portului, pentru apropierea sistemelor de educație. Chiar și în cei mai negri ani de guvernare comunistă, a respectat dreptul la libera de exprimare, a tolerat suflul românesc în universitate. Nu în zadar, Universitatea Tehnică a Moldovei este privită drept model sub acest aspect pentru alte universități. Chiar dacă de la cel mai înalt nivel îi se cerea să-i mai liniștească pe unii. Nu a făcut acest lucru pentru care merită să fie apreciat. Filozofia noastră țărănească spune că un om se consideră împlinit dacă în viața lui a săpat o fântână cu apă rece a cărei trecători își potolesc setea, dacă a sădit un pom la umbra căruia se odihnească călătorul obosit, dacă a construit un pod, o punte pentru ca călătorul să poată trece o apă. Se spune că acestea sunt întrebările puse la poarta raiului. Academicianul Ion Bosan le are pe toate. Acestea a săpat o fântână adâncă, cu apa rece a căreia își potolesc setea mii de tineri setori de cunoștință în această societate a cunoașterii. A sădit mulți pomniți și ducându-i faima în Republică și departe peste lutarii. A construit o mulțime de punți exprimate prin direcții de școli științific și creare. Deci, sub toate aspectele Academicianului Ion Bosan, este un om împlinit. La mulți ani, domnule Academician, la mulți ani. Vă mulțumim, domnule profesor, și îl invit pe domnul conferențiar universitar, dr. Ion Botnariuc, care ne va prezenta un alt aspect al activității domnului Bosan, legat de activitatea universitară de dată. Bună ziua, stimate domnule președinte Academiei, stimate domnule academician Ion Bostan, stimată audiență. Vreau să încep, o să fac o mică introducere în activitatea de domnului academician de parcursul anilor ce a curs la Universitatea Tehnică, printre altele, concomitent cu aniversarea de 75 de ani, cronologic am numărat 50 de activitate în cadrul universității. Din 74 în 2024, 50 de ani. După o scurtă perioadă petrecută în cadrul întreprinderii Moldova Hidromaș, domnul academician a fost invitat la Catedra Organe de Mașini și Mașini de Ridicare și Transportare, unde a îndeplinit funcțiile de inginer, asistent, lector universitar, conferențiar, profesor universitar. În perioada 1990-1992 a deținut postul de șef de catedră
în cadrul Catedrei Teorie Mecanismelor și Organe de Mașini, în perioada 92-2015 a deținut funcția de rector a Universității Tehnice. Din anul 1994 până în prezent este președintele Asociației Inginerilor din Republica Moldova. Perioada 2004-2006 a fost președintele Rețelei Universităților de la Marea Neagră. În perioada 2007-2014 a deținut funcția de președinte a Consiliului Rectorilor din Republica Moldova. Din anul 1992 până în prezent este director al Centrului de Elaborare a Transmisiilor Precisionale Precesia și din anul 2015 până în prezent director al Centrului Național Tehnologii Spațiale. În plan didactic, dumnealui este titularul al cursurilor universitare bazele proiectării mașinilor, mecanică aplicată, sisteme de conversie a energiilor regenerabile, organe de mașini, inginerie mecanică și creativitate tehnică. În perioada sovietică, în anul 1989, a propus introducerea la nivel de URSS în curicula disciplinii organe de mașini a unui compartiment nou, transmisiile precesionale. Pe atunci, șeful Catedrei Organe de Mașini de la Universitatea de Stat din Moscova, Bauman, Dimitri Reșta, a convocat la Odessa un seminar pentru șefii catedrelor de profil a celor 780 de instituții tehnice din URSS, la care au participat circa 450 șefi de catedre. Profesorul universitar Ion Bostan a prezentat o analiză a curiculei disciplinei organe de mașini și a propus introducerea la compartimentul transmisiei mecanice 3 ore pentru studiul obligatoriu a transmisiilor precisionare și elaborarea unui proiect de curs la această subdiviziune. Pe plan administrativ, fiind în postura de șef de catedră, în anul 90-92, a redenumit Catedra de Organe de Mașini și Mașini de Ridicare și Transportare în teoria mecanismelor și organe de mașini, pe care a transformat-o într-un adevărat centru educațional în proiectare la Facultatea de Mecanică. A trecut procesul de învățământ de la limba rusă în limba română prin traducerea și elaborarea manualelor, inclusiv cu participarea directă a domniei sale. Pe parcurs a elaborat și editat mai multe manuale, atlasuri de proiectare a organelor de mașini. De asemenea, dumnealui a fondat 3 direcții de cercetare: transmisiile precisionale, sisteme de conversie a energiilor regenerabile și tehnologii spațiale. A creat o școală de creativitate tehnică prin atragerea studenților în procesul de creație, în care peste 30 de studenți au obținut brevete de invenție. A creat o bază tehnico-materială performantă sub aspect științific și didactic, și realizările dumnealui au fost obținute, au fost implementate plenar în procesul de studii. Aici sunt prezentate câteva din acele manuale, ele sunt și expuse. În plan administrativ, dumnealui a mai deținut și funcția de rector pe o perioadă de 23 de ani și de menționat că a condus Universitatea Tehnică a Moldovei în perioada 92-2015, o perioadă tulbure, când vechiul sistem educațional fusese desființat, iar noul încă necreat. Este indiscutabil rolul rectorului Ion Bostan în reformarea și consolidarea sistemului de învățământ superior în general și a celui tehnic în particular. La momentul preluării timonei de rector, Institutul Politehnic din Chișinău avea circa 7.000 studenți pregătiți la 27 specializări. Pe parcursul celor 23 de ani de rectorie, numărul studenților a ajuns la circa 24.000 de studenți pregătiți la 56 de specializări. Universitatea Tehnică, plasându-se pe primele locuri în clasificarea națională, cu o vizibilitate bună pe plan internațional. O altă activitate a domniei sale este activitatea de cercetare, care a fost pe larg expusă aici. Pentru a desfășura o activitate de cercetare este nevoie de echipă, care iarăși a fost expusă. În anul 1975, în urma primirii acelei sarcini din partea Comitetului Central al URSS pentru proiectarea unei instalații din complexe alimentare, au fost convocați un grup de studenți din anul 5 care au elaborat acest proiect. Mai târziu, ca urmare a creării școlii de creativitate tehnică, au fost atrași și alți studenți în procesul de creație tehnică, care de asemenea au fost incluși în echipa de cercetare. Pentru a desfășura o activitate de cercetare bună, este nevoie de laboratoare, respectiv au fost create
laboratoare științifico-didactice. Aici este prezent laboratorul de cercetare a transmisiilor mecanice. Pe parcursul timpului, laboratoarele au fost modernizate și astăzi avem un laborator modern de cercetare a transmisiilor mecanice, dotat cu utilaj care permite obținerea, prelucrarea și analiza datelor în formă digitală. De asemenea, a fost creat laboratorul de elaborare și cercetare a sistemelor de conversie a energiilor regenerabile. Ca urmare a activității de cercetare au urmat mai multe publicații. Una dintre ele este această monografie în trei volume, care mai recent a ieșit și în limba engleză. Pe parcursul activității de cercetare sub conducerea domnului academician au fost susținute 12 teze de doctor în științe și 2 teze de doctor habilitat. Au fost publicate mai multe lucrări, au fost obținute diverse premii speciale, 157 medalii de aur, 55 medalii de argint, 12 medalii de bronz și alte premii speciale. Titluri academice obținute de domnul academician, profesor universitar în anul 1990 la Comisia Superioară de Atestare a Uniunii Sovietice, membru corespondent a Academiei de Științe a Moldovei anul 1992, academician al Academiei de Științe a Moldovei în anul 1994, academician de onoare a Academiei Tehnice a României în 2000 și doctor honoris causa în cadrul a 11 universități. Pe lângă activitățile de cercetare administrative, dumnealui a mai realizat și activități pentru suflet, crearea unui parc muzeu al istoriei tehnice în aer liber, fiind părintele spiritual, inițiatorul, coordonatorul și făuritorul acestui parc, de la primele schițe de proiectare, conceperea structurii, alegerea fiecărui exponat a acestuia. Pe final aș vrea să spun că suntem sigur că toți cei care îl cunosc rămân impresionați de frumusețea sufletească și de calitățile umane onorabile, maniera elegantă și simplă de expunere și, în ultimul rând, de perspicacitatea și de modestia dumnealui. Cu ocazia frumosului jubileu de 75 de ani, vă dorim din suflet, domnule academician, sănătate, forță și muncă, de muncă creatoare și noi realizări de performanță în dezvoltarea științei. La mulți ani! Vă Vreau să mulțumim, invit domnule colegii din profesor. cadrul departamentului. Și nu doar, așa să nu facem multe pauze, îl rugăm pe domnul academician, așa cred că să se apropie aici, și toți care au flori, felicitări, exceptând cei programați să vorbească, să profite de această ocazie și să-i mâneze. Deci, diplome, felicitări, mesaje, ceea ce aveți. Vă rugăm, colegii la Universitatea Tehnică, de la institutele de cercetare, vă apropiați acum. Nu avem posibilitatea să vă oferim cuvântul fiecăruia. Cine nu reușește acum, deja la pauză de cafea. Vă rugăm să vă apropiați cine dorește să-l felicite pe domnul academician. Așa, deci îi rugăm pe colegii care l-au felicitat deja pe domnul academician. Vă rugăm, da. Recunoaștem din școala internat și până în ziua de azi. O singură înscriere am la Universitatea de Muncă. Student la Universitatea Tehnică și la urmă când am terminat lucrăm și anul la moment, suntem împreună. Că știu că pobarul cel mai mult decât toți. Doar de aceea, n-aș vorbesc mult. Una singură. Aici este grupa de ține 662, în care am învățat noi tot 5 ani împreună. Am locuit într-o cameră în Călin, tot 5 ani. Tot 5 ani. Amintirile sunt foarte frumoase. Și mari, pe mai departe, și aici este această medalie, din partea grupei noastre, este scris următor. Academicianul Ion Bostan, la 75 de ani, avut, treci mai departe, cu drag,
cu drag, absolvenții grupei PCM 662, da? Promoția anului 1971. Doamna Grămicean, aici nu este scris o frază, dar nu pierdem mult timp. Este scris, este o vorbă. Îi permite și vorbesc mult și în cât ce e. Apa curge, iar pietrele rămân. Eu le-am paratrazat un pic și împreună cu colegii mi-am scris următor. Timpul trece, dar amintirile rămân. Să ne sminte în și după sănătate, mult ani, sănătate. Ce să mă ajunge și mine în privința nepoților și strănepoților. Mult ani. Vă rugăm să emânați fără discursuri, că altfel chiar nu ne încadrăm în timp. Promotorul inginerii mecanice a făcut vremea, a fost împreună cu inginerii mecanice. Începând cu la prima agregat, Iulian, dialogul, noi vă dorim da, deci vă rog frumos să fără luări de cuvânt, că altfel nu mai reușim. M-a cuvat 13 ani ca decan cu jurul. Deci cel mai bun decan. Mulțumesc frumos, domnule academician Ion Bosan. Pregătind discursul despre activitatea dumneavoastră fructuoasă, științifică și managerială, am rămas profund emoționat de imposibilitatea de a expune într-un succint speech aprecierile și sentimentele mele despre un așa gigant al științei, după cum vă consider eu. Emoțiile mele s-au intensificat și mai mult după ce mi-au fost transmise ultimele operi științifice în trei volume, ce prezintă un aport excelent în dezvoltarea științei. Fiind șocat psihoemoțional, constituind definitiv neputința elaborării unui speech adecvat personalității dumneavoastră cu așa potențial intelectual și spiritual de aptitudini și capacități. Domnule Cădincean, vremea trece și trece rapid. Știința trebuie să recunoaștem, nu e în stare să stopeze vremea și seniscența. Unica posibilitate de a menține sănătatea și a preîntâmpina degradarea fizică și psihică a organismului o prezintă sanocreatologia. Dumneavoastră, domnule academician, grației înțelepciunii de la natură, reieșind din cele ce au
fost realizate pe parcursul celor 75 de ani, reiese că la timp ați conștientizat această axiomă, auto-organizându-vă la timp de a vă realiza ca personalitate. Analiza activității dumneavoastră mărturisește că în această perioadă de timp ați reușit să vă realizați cu brio ca om de știință de supervaloare, ca organizator, lider marcant în învățământul superior tehnic și ingineresc, ca patriot al neamului român. Ca specialist în sanocreatologie, voi semnala că vârsta de 75 de ani pentru un om de știință nu prezintă limita activității intelectuale profesionale, ci vârstă pic a realizării potențialului intelectual. Indicele obiectiv ce apreciază semnificația fiecărui dintre noi prezintă capacitatea de a te auto-crea ca personalitate și a activa nu numai pentru sine, dar și pentru poporul tău. Dumneavoastră, domnule academician, grație talentului și muncii fără preget, v-ați auto-apreciat parcurând calea de la inginer, de rând până la doctor habilitat, profesor universitar, academician, rector a unii din cele mai prestigioase universități naționale, devenind un mare savant, organizator al științei, pedagog remarcabil și devotat cetățean, cunoscut de parte de hotarele țării. Dumneavoastră sunteți cel care, prin exemplul propriu, ați arătat că fără de dragoste față de pământul natal, fără relații sufletești cu poporul tău, nu poți să te găsești ca ficior al acestui popor. Lucrările științifice ale dumneavoastră, cu unele dintre care am făcut cunoscut personal, sunt bine cunoscute societății științifice, sunt incluse în tezaurul științei și au devenit componente constitutive al Fondului Internațional de Aur a Științei Mapamondi. Fiind printre cei care pe parcursul multor ani, familia dumneavoastră mi se asociază cu o emblemă care simbolizează personalitate unică, cu deosebite calități omenești și capacități intelectuale, creative și manageriale inedite, ce mi-au generat sentimente de admirație, respect profund și nu numai mie, dar și multor altora. Activitatea glorioasă, științifică și managerială m-a convins încă de mult să scriu în mass media că și în Moldova se nasc oameni cu care societatea se poate mândri și care, prin operele sale științifice și prin muncă didactică și managerială, a proslăvit țara și poporul român. Domnul academician Ion Bostan viața întreagă și-a consacrat-o dezvoltării Universității Tehnice. Practic, e imposibil să apreciezi la justă valoare contribuția academicianului în dezvoltarea învățământului superior și economiei țării. Eu voi menționa doar crearea campusului ingineresc, ansamblu de clădiri pentru învățământul ingineresc, cu toate dotările pentru învățământ, cercetări științifice, locuit cu un parc de agrement original executat în raionul Râșcane a Chișinăului. Zeci și zeci de noi catedre, noi specialiști, care activează cu succes în dezvoltarea științei și pregătirii
cadrelor inginerești. Universitatea Tehnică, pe parcursul multor ani, condusă de dumneavoastră, se plasează printre cele mai prestigioase universități din Europa. Că cât de cât să dezvălui capacitățile omenești ale dumneavoastră, mă voi împărtăși cu un episod al comportamentului dumneavoastră care mi s-a memorizat pe o perioadă de lungă durată. Era o ședință de lucru, cineva v-a informat despre unii abiturienți după ce ați întrerupt pe scurt timp ședința de lucru. Vorba era despre doi abiturienți, frați veniți de la țară să facă studii la Universitatea Tehnică. După o scurtă convorbire cu aceștia, ați decis nu numai să-i înmatriculați, dar și să-i asigurați cu cămin, dar și i-ați luat sub tutela dumneavoastră. Peste mai mulți ani am aflat că acești doi frați au devenit buni ingineri și în prezent activează în Alma Mater. Succesele activității științifice și pregătirea cadrelor cu studii superioare și doctorale generează sentimente de mândrie a societății de această activitate a dumneavoastră. Societate care în prezent cugetează despre soarta științei și universităților, deoarece nu în zădar se spune că fără știință și universități, țara n-are viitor. În baza celor menționate, în semn de recunoaștere a activității prestigioase în dezvoltarea științei și pregătirii cadrelor pentru economia țării, Universitatea Tehnică pe deplin merită să poartă numele academicianului Ion Bostan. Eu insist ca Prezidiumul Academiei de Științe să pregătească o adresare oficială către conducerea țării de a realiza această propunere. Domnule Gâncean Ion Bostan, n-am dreptul, fiind unul din fondatorii sanocreatologiei, să termin cu propunerea numai ce menționată și să nu vă atenționez că cel mai valoros patrimoniu, mai ales în vârsta dumneavoastră, este sănătatea. Ea nu se cumpără și nu se vinde. De la sine ea nu se menține. Cu atât mai mult nu se formează. Pentru ea trebuie să te lupți. Eu sper în puterea de voință și în cunoștințele dumneavoastră care vă vor motiva să vă preocupați de menținerea sănătății și prevenției degradării fizice și psihice precoce. Apropo, prezentarea dumneavoastră astăzi, încă o dată, m-a convins în capacitățile extraordinare a acestei personalități și, într-adevăr, noi trebuie să ne mândrim cu așa personalitate. La mulți ani și sanogeni. Ani sanogeni. Domnule Cădințean, am pregătit, mulțumesc colegi, am pregătit un balzam special pentru domnul academician Sanogen. Dar aplăsându-mi cu un taxi, el se grăbea și a plecat cu balzamul meu, domnul academician. Așa că îmi pare rău, dar eu rămân de dor.
Vă mulțumim mult, domnule academician, și online îl avem pe domnul profesor universitar Mihai Mihăiță, președintele Asociației Generale a Inginerilor din România. Domnul Mihăiță, vă rugăm. Stimați ascultători, vreau să spun câteva cuvinte despre academicianul Ion Bostan, cel cu care mă mândresc pentru că îl respect foarte mult și vreau ca cu bucurie, cu cele mai calde sentimente, sub semnul frăției care ne leagă și că sunt onorat să ne îndreptăm gândurile bune către domnia sa. Stimate domnule academician Ion Bostan, eminent profesor universitar, doctor abilitat în tehnică, membru al Academiei de Științe a Moldovei, membru de onoare al Academiei de Științe Tehnice din România, membru al Academiei de Științe și Arte de la Salzburg și altor prestigioase organizații internaționale, președintele Asociației Inginerilor din Republica Moldova. Împlinirea vârstei de 75 de ani este pentru noi toți, cei care vă cunoaștem și vă apreciem, un prilej de a evoca personalitatea complexă și polivalentă a dumneavoastră, cu contribuții remarcabile la progresul științei și la educația multor generații de ingineri. Sunt convins că sărbătorirea dumneavoastră la 75 de ani de viață va fi marcată, este marcată de evocarea pe larg a ceea ce ați făcut și faceți în domeniile în care v-ați afirmat și vă afirmați cu strălucire, dobândind astfel un bine meritat prestigiul internațional. De aceea, consider că în consens cu tot ceea ce s-a spus și se spune despre personalitatea dumneavoastră, afirm cu toată tăria că aniversarea zilei de naștere a unui prieten și coleg drag, constituie pentru noi membrii a Asociației Generale a Inginerilor din România și a Academiei de Științe Tehnice din România, pentru toți inginerii români de pretutindeni, un moment emoțional încărcat cu cele mai calde sentimente de admirație și respect. Vă adresăm din adâncul inimilor noastre felicitările noastre pentru tot ceea ce ați realizat și realizați, odată cu sinceră urare de a obține noi și noi succese în toate domeniile în care v-ați remarcat ca om, ca profesor și ca savant. Viața și activitatea dumneavoastră reprezintă sursă de mândrie pentru inginerii români de pretutindeni, surse de inspirație pentru obținerea propriilor performanțe. Cu ocazia acestei sărbători, din toată inima, vă doresc la mulți ani, domnule profesor și domnule academician. Vă mulțumim, domnule profesor. Îl invit pe domnul membru corespondent, Alexandru Stratan, rector al Academiei de Studii Economice. Stimate domnule președinte al Academiei de Științe, onorată asistență,
și dragul nostru coleg academician Ion Bostan. Încă o dată, urmărind astăzi ceea ce s-a petrecut și cum s-a întâmplat și cum au fost prezentate acest, da, cum îl numim noi, drumul, da, drumul sau viața sau cariera că ziceam Ion Bostan, încă o dată m-a făcut să reflect asupra acestei vieți de om, asupra acestei cariere, care probabil colegii de Breaslă ar fi spus-o mai bine, dar pentru mine ca economist, o spun așa cum cred eu, a lăsat probabil o amprentă de neșters în viața sau pe tărâmul științelor ingineriești și a invențiilor. O carieră dedicată acestui domeniu foarte important pentru progresul tehnico-științific și dezvoltarea societății noastre, dar ceea ce este mai important, ce am observat eu, așa cum a menționat-o și domnul rector Viorel Bostan, s-a creat o școală științifică mare care a generat multe talente, mulți discipoli, pentru mulți visele au devenit realitate, pentru mulți discipoli aspirațiile lor au prins aripi și acesta probabil este cel mai mare atuș, cel mai mare rezultat al academicianului Ion Bostan. Stimate domnule academician, rezultatele dumneavoastră, cariera dumneavoastră impresionantă, așa cum o vedem noi, desigur că a lăsat, reprezintă un exemplu strălucit și a lăsat, așa după cum spuneam, o amprentă foarte mare în domeniul științelor ingineriești și inovațiilor, au generat noi idei, dar ceea ce este mai important pentru mine, pentru că eu, de exemplu, aș vorbi astăzi și despre omul Ion Bostan. Nu am avut așa posibilități des să discut cu dumneavoastră, dar ca coleg, fie aici pe platforma Academiei sau în alte circunstanțe ne-am întâlnit, mi-am dat seama că sunteți și o personalitate care emană noblețe, generozitate, umanitate. Ceea ce m-a făcut și m-a convins încă o dată că ați îmbinat sinergetic foarte bine această maestrie profesională cu valorile umane. Și acesta este un exemplu foarte, foarte bun pentru noi pe plan personal și pentru activitatea noastră profesională. De aceea vă mulțumesc foarte mult, vă doresc ca anii care vor veni, văd că arătați bine, sunteți sănătos, să dea Domnul să vă aducă anii care vin doar sănătate și prosperitate, dar să fie la fel de prodigioși, să ne bucurați cu rezultate frumoase în continuare, pentru că mulți, mulți dintre noi, mulți, mulți dintre cei care acum se află la început de cale, vor profita de capitalul dumneavoastră științific, astfel ca să progresăm aici la noi acasă și să construim împreună Moldova noastră europeană aici pe loc. La mulți ani, domnule academician! Vă mulțumim, domnule rector, și fiindcă domnul membru corespondent Stratan a făcut aluzii la colegii de Breaslă, îl invit pe domnul membru corespondent Dumitru Țiuleanu. Vă rugăm. Pentru a expune și opinia colegilor de Breaslă. Bună ziua, stimați academicieni, domnule academician Bostan, doamnelor și domnilor, stimați invitați. Deci n-am pregătit un discurs special pentru această ocazie, fiindcă vă răsfoi doar câteva fire din perioada îndelungată care am lucrat împreună cu domnul academician Bostan, dar e perioada nu scurtă. Iată acum se plinesc anul acesta 35 de ani de când lucrăm împreună în aceeași instituții. Nu e o problemă pentru mine, fiindcă, în fine, suntem de aceeași vârstă aproximativ, cam aceeași carieră am avut-o. La sfârșitul anilor 80 a secolului trecut, împreună am ținut teze de doctor habilitat, de lui în tehnică, eu în fizică și matematică. Tot cam pe atunci am obținut posturile, titlurile de profesor universitar, pe anii 90 al secolului trecut. Și el conducea dumneavoastră o catedră de inginerie, iau eu o catedră de fizică, mergeam împreună. Pe urmă, deci, domnul academician a fost
ales ca rector al Universității Tehnice și după aceea, în decurs la mulți, mulți ani, am lucrat de acum împreună în poziții diferite. Dar toți anii aceștia am fost în relații foarte bune, toți anii acestea am simțit un respect și o simpatie reciprocă, cel puțin eu, ceea ce deci, ne-a ajutat să conlucrăm în toate, așa, în funcție, deci, dumnealui șef, iar eu, deci, subaltern. Trebuie să recunosc că nu sunt subaltern, deci, confortabil pentru șefi. Deci, am fost și cred că așa și acum, datorită, deci, unor, mă rog, calități personale, exigența, verticalitatea, o pun rezistență când se încearcă fiind oiad. Și asta, bineînțeles, că nu-i bine pentru conducător, dar, mă rog, un conducător înțelept poate să descurce și cu această chestie. În primul rând, cu exigența, întotdeauna am fost susținut, invers am fost susținut de domnul rector, domnul academician acum, fiindcă noi suntem, eram de aceeași părere, știți că nu suntem, că exigența este un lucru foarte important pentru universitate. Aceasta este un pilon de a menține nivelul universității, de a nu se transforma într-o școală profesională sau un liceu, mai ales în vremurile astea tulburi, când aveam deficit de studenți, deficit de finanțe și așa mai departe. În ceea ce privește faptul verticalității, mă rog, înțelepciunea domnului academician, el a avut înțelepciunea deci să găsească limbă comună cu toți, și cei care se închină, și cei care nu se închină, și să-i pui pe toți la treabă și împreună lucrând să aducem la prosperitatea universității, să o menținem și să o dezvoltăm. Și, bineînțeles, că a mai fost și este un punct de tangență, ambii noi am avut și avem o pasiune față de cercetare științifică, suntem absolut încrezuți că cercetarea științifică incipientă trebuie să fie în universități, pentru că anume universitățile, apariția universităților au dus la dezvoltarea Europei și după ea atât a întregului globului pământesc și în principiu a întregii civilizații. Și iată aceasta ne-a unit. La această notă pozitivă, deci rămâne doar să-i doresc domnul Crimician multă sănătate, prosperitate, succese mai departe. La mulți ani, domnul Crimician! Vă mulțumim și eu invit pe domnul doctor habilitat, profesor Sergiu Mazuru. Stimați domnule președinte, stimați academicieni, stimați invitați, oameni de știință, acum ne-am dat seama că și eu cam ajung la vârsta de 40 de ani de când lucrez cu domnul academician și pot spun doar numai cuvinte de laudă. Fiindcă ne-a fost profesor, conducător și consultant științific. Cred că eu sunt unicul care a fost practic la toate susținerile de doctor și de doctor habilitat a colegilor care i-a condus domnul academician. Deci am fost prezent și la susținerea de teză de doctor habilitat în cadrul Universității Bauman. Deci vreau să spun doar numai lucruri frumoase, fiindcă am avut posibilitatea alături de domnul profesor, domnul academician, să vizitez, să fac cunoștință cu o serie întreagă de întreprinderi începând de la primul contact științific care noi l-am avut cu Vetroen. Deci sub Moscova era un institut care se ocupa cu morele de vânt pe atunci. Era o problemă că nu puteau realiza puteri mari în cadrul angrenajelor clasice cilindrice. Și
Apoi, domnul Cădincean a povestit despre faptul că au apărut cei din la Dnipropetrovsk, care au vrut să facă niște transmisii, dar nu asta am vrut să povestesc, fiindcă am avut șansa să văd foarte multe întreprinderi, începând, cum am spus eu, a povestit și domnul Cădincean de Mariupol și așa mai departe, dar au fost foarte multe. Eu vreau să ating o altă latură a problemei, problema fiindcă toți vorbesc despre proiectare, dar proiectarea transmisilor asta nu înseamnă și execuții, fiindcă dacă nu știi tehnologie de realizare a angrenajului precisional, tot asta rămâne pe hârtie. Și deci domnul academician, și practic nimeni din ce din sală nu a vorbit că domnul academician a făcut studiile la departamentul, adică pe atunci era catedra TCM, de tehnologie construcțiilor de mașini. El era și bun proiectant, dar a realizat și tehnologiile de execuție a transmisilor precisionale. Deci s-a ocupat și cu generarea profilului necesar pentru ca transmisiile precisionale să aibă performanțe destul de ridicate. Fiindcă dacă nu este randament la transmisii, nu poți să implementezi această transmisie. Deci asta e că am avut posibilitate să am alături așa un conducător și ca la sfârșit, eu nu vreau să mă repet, vreau să spun, să-i doresc doar numai sănătate, fiindcă când am venit să mă întâlnesc, mi-a spus că e în spital. Pe urmă, când m-a sunat, mi-a spus că asta a fost doar o intenție să mă pregătesc pentru ziua de azi. Și îi mai rog să fie sănătos și să fie alături de la. Mulțumesc, domnule. Vă mulțumim, domnule profesor. Între timp, mai mulți colegi au avut ocazia să-l felicite pe domnul academician, să-i ureze mulți ani. Astfel, un pic am reușit să scurtăm din lista vorbitorilor și am acum prilejul să-i ofer un cuvânt de încheiere domnului academician Bostan, dacă dorește. Stimați colegi, vreau să aduc sincere mulțumiri conducerii Academiei de Știință pentru faptul că au organizat această întâlnire de suflet. Domnul președinte Tigineanu, domnului doamnei Svetlana Cojocaru, domnul Ion Hadârcă, văd că a ieșit. Să vă felicit, să vă mulțumesc tuturor dumneavoastră care ați găsit timp ca să fiți alături cu mine. Tinerii de la facultăți pe care îi văd, cu care ne întâlnim practic în fiecare zi, să le mulțumesc pentru faptul că ei sunt cei care ne inspiră nouă, cei mai vârstnici, ne inspiră multă încredere că ceea ce facem noi astăzi va dăinui în timp prin ei. Mulțumesc colegilor, desigur că colegilor de catedră cu care am început și ducem povara lucrurilor, fiindcă în inginerie este destul de greu să faci ceva de unul singur, cum a și vorbit domnul Sergiu Mazuru, că este vorba nu numai de cercetare, de proiectare, dar și să elaborez tehnologiile de generare care, fără de care orice transmisie, cât de bună nu ar fi ea, ea rămâne pe hârtie dacă nu ai elaborat procesul tehnologic de generare a dinților. Cu atât mai mult, în transmisie precisională, noi avem dinții, profilul dinților este variabil și trebuia de
elaborat tehnologii pentru a genera o infinitate de profiluri. Eu mulțumesc tuturor celor care au contribuit la elaborările noastre pe care le avem făcute până în prezent, care sunt protejate cu peste 230 de brevete de invenție și patente. Eu aduc sincere mulțumiri familiei doamnei Bostan, care m-a tolerat 75 minus 20, 55 de ani. Eu am avut un mare noroc de soție care a fost așa cum este până în prezent. Mulțumesc celor doi feciori care pentru mine sunt bucuria și mândria familiei noastre, pentru că ambii sunt persoane cu deschidere publică, atât Marcel cât și Viorel, și care mi-au adus nepoți, care sper că vor continua ceea ce fac bunei noștri. Stimați colegi, eu vă mulțumesc tuturor pentru ziua de astăzi, că ați fost alături de mine și mulți, mulți ani înainte să dăinuiască, cum spune și domnul președinte, mereu suntem puțini, să ne ținem mână de mână. De altfel, unul câte unul ne pierdem. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, doamnă vicepreședinte, mulțumesc dumneavoastră tuturor și conducere, desigur, că Universității Tehnice a Moldovei, aici văd și pe domnul prorector Tronciu și domnul Eduard Monaico, biblioteca, foști decani, foști prorectori. Tocmai din Canada a venit și Valentin Amariei. Mulțumesc, domnul profesor. Știți, noi la Universitatea Tehnică am avut un colectiv și avem un colectiv extraordinar de unit, colectiv în care fiecare știe ce are de făcut. Eu vă mulțumesc și vă invit pe toți la un la o cafea. Iar doamna Bostan zice că la cafea. Domnul președinte, doar câteva cuvinte, mulțumesc. Onorat asistent, stimate domnule academician Ion Bostan, iată, noi toți împreună am transformat această zi de 31 iulie într-o adevărată sărbătoare, o mare sărbătoare a Academiei de Știință, a Universității Tehnice, eu aș spune, a întregii comunități științifice a Republicii Moldova. Și nu numai a Republicii Moldova, eu aș spune, întreg spațiului românesc și chiar a comunității internaționale. Vă mulțumesc în numele conducerii Academiei că astăzi ați venit la Academia de Știință și împreună l-am felicitat și am onorat pe domnul academician Ion Bostan, fiindcă merită toate aprecierile noastre. La mulți ani, domnul academician, și la mulți ani familiei dumneavoastră. Domnul Doamna Dorina, în continuare să facă tot confortul ca dumneavoastră să mergeți cu același succes
spre noi realizări. Și să ridicați adrenalina în fiecare dimineață. Da. Eu îmi cer scuze, iată acum a apărut în imagine domnul Mihai Mihăiță, domnul Alexandru Marin, domnul Tănăsescu, Florin și cine e lângă dumneavoastră, domnul? Domnul Manole. Domnul Manole, o să îmbogățiți. Da, eu, Craiova, da. Eu de la distanță vreau să vă mulțumesc, dragii noștri frați, fiindcă eu știu cât de mare a fost aportul colegilor noștri din România odată cu proclamarea independenței Republicii Moldova, când noi, cei din Basarabia, discutam doar pe la bucătării în limba română, în rest totul se făcea în limba rusă. Am avut o perioadă extrem de responsabilă pentru a trece învățământul ingineresc din Republica Moldova în limba română. Și iată aici am avut un ajutor dezinteresat, un ajutor considerabil a colegilor, tuturor colegilor din toate universitățile tehnice din România, cu care am izbutit în acea perioadă grea să trecem învățământul la limba, în limba română. Noi nu am avut nici o facultate unde tezele de diplomă să nu fi fost susținute cu conducători cu, din universitățile din România. Schimb de carte, iată, alături este și domnul Marin. Vă rog, transmiteți și domnului director de director de bibliotecă, domnului Ganea, editurii Ganea, care tot ceea ce se edita carte tehnică în România, câteva exemplare vedeau și în biblioteca universității noastre. Eu, domnul președinte Mihai Mihăiță, vă rog să transmiteți urări de bine și mari mulțumiri tuturor inginerilor din România pe care îi aveți în stăpânire. Mulțumesc pentru ajutorul care ne l-ați acordat în perioade foarte grele, când și Republica Moldova trebuia să adere la FMOI, Federația Mondială a Inginerilor, sau la domnul Mihai Mihăiță, la toate reuniunile a inginerilor, fie europeni, fie de rang mondial, întotdeauna îmi spunea: știu că nu ai bani. Eu plătesc cotizațiile și anul acesta pentru voi, numai trebuie să știți că am făcut lucrul ăsta nu din considerente ca personale ceva, dar pentru a vă promova și pe voi la nivelul european sau mondial în inginerie. Mulțumesc, domnul președinte. Da, domnul Cânceanu, noutate, pe data de 27 august dăm startul unei școli de vară pentru elevi din licee și studenți. Vor veni cu prelegeri experți din mai multe țări. Vor fi și laureați Nobel și mari personalități. Școala de vară se va deschide aici, în această sală, sala Azurie Academiei de Științe a Moldovei, pe data de 27 august la ora 14. Domnul academician Ion Aurel Pop, președintele Academiei Române, va deschide școala de vară aici. Dumneavoastră toți aveți nepoți, studenți, spuneți-le că poate să se înregistreze pe site-ul Academiei asm.md, este noutate, chiar noutatea numărul 2.
ei pot să se înregistreze și să frecventeze această școală de vară. Stimați colegi, eu vă doresc multă, multă sănătate și să ne întâlnim cu noi ocazii frumoase la Academia de Știință a Moldovei. La mulți ani! La mulți ani!